Să le spunem bună ziua gazdelor noastre, domnul Burculeț, nu? Să le mulțumesc, să le mulțumim și să vă mulțumesc dumneavoastră și gazdelor că se întâmplă acest eveniment, se întâmplă această zi, că astăzi la Piatra Neamț vine de la Bacău o expoziție specială. O expoziție a unui ieșean care trăiește la Târgu Ocna, acolo pe malul Trotușului, care este foarte activ la unii artiștilor plastici din Bacău și iată, astăzi este la dumneavoastră în Piatra Neamț, care are studii la Iași și la București, care a avut expoziții multe în toată țara și în străinătate. Și să spun despre ceea ce este pe simeze, că e un fel de lume a lumilor, ca atunci când artistul trece de 70 de ani. Sunt multe lumi topite, agregate în lumea picturii lui Mihai Nechita Burculeț. În fiecare dintre lumi, artistul se autoreprezintă. Dacă e vorba de puțină pictură spaniolă pe care ne-o aduce aici, nu se oprește pictorul nostru să nu se prezinte acolo în locul lui Velázquez, de exemplu, atunci când e vorba despre Menina și dumneavoastră, privitorilor, să fiți prea frumoși regii ai Spaniei, cei care se aflau în spatele pictorului. Atunci când e vorba de Vermeer, olandezul Vermeer,
cu care pictorul nostru cumva intră într-un fel de rezonanță, pentru că asta face în această expoziție. E un fel de expoziție de rezonanțe. Rezonanțe cu toată istoria artelor sau cu multe fragmente, multe părți, multe etape din istoria artelor. De acolo, de la Vermeer și până la suprarealiști, totul cumva se repetă în cascadă aici. Ce e al său? Nu, pentru că, de fapt, o expoziție nu este altceva decât un fel de definiție care trebuie să aibă un gen proxim și o diferență specifică. Iar dacă genurile proxime ale pictorului de la Târgu Ocna, pictorului de la Bacău, dacă genurile proxime sunt marea pictură spaniolă, intimiștii olandezi, suprarealiștii din Franța și din Spania, genul acesta fiind genul proxim, diferența specifică, adică nota sa personală, este, dacă vreți, un fel de special orizont. O linie care este numai a sa, știți, linia nu trebuie să fie la mijloc, nu trebuie să fie nici foarte jos, ca să nu fiți dumneavoastră foarte sus și să fie obositor, nu trebuie să fie nici foarte sus, ca să vă simțiți mici. Ei bine, linia asta găsită foarte bine și care împarte cumva întregul în părți frumoase, îi este proprie, îi este personală. Cerul acesta de un anume fel de albastru, în care topește mult verde, cerul acesta transparent, sidefiu, smaraldiu, este la fel personal. Și pe cerul acesta, atât de primitor al lucrărilor sale, foarte ușor poate Biserica Voronețului să devină un vis. Pentru că un alt lucru al său, o altă diferență specifică a pictorului Mihai Nichita Burculeț, este această capacitate de a privi lucrurile pe care le are cumva în foarte a sa apropiere. Mănăstirea Voroneț, ca și dalul acela de la Măgura Ocnei, amândouă sunt cumva puse pe acest cer primitor. Există la Mihai Nichita Burculeț această posibilitate de vis. Dimensiunea asta onirică o are mai mult decât alți pictori. Cumva este mai prieten Mihai Nichita Burculeț cu Salvador Dalí decât cu Ștefan Potop. Este și cu Ștefan Potop, e adevărat. Dar spaniolul cu mustață lungă, cu care se și compară într-un autoportret acolo, spaniolul acela cu mustață lungă este foarte prieten. Acest spaniol suprarealist era la fel bun prieten cu acei pictori dadaiști care își permiteau să taie bucăți din ziare și să și le pună într-o căciulă și să scoată de acolo poezii și să scoată de acolo fragmente de cuvinte care să devină semne. Cumva și această așezare în ordine logică a absurdului există în pictura lui Mihai Nichita Burculeț. Știe cumva să agrege toate lumile posibile în pictura sa. Uitați-vă și la titluri. Titlurile sunt cadouri de obicei, așa le consider. Cei mai mulți dintre cei care se joacă cu pensulele și cu culorile, cei mai mulți ignoră acest detaliu, această portiță, cumva, dacă vreți, o formă de aroganță. Ei bine, pictorul nostru nu este arogant deloc și dă răspunsuri. Dă răspunsuri pentru dumneavoastră și dă răspunsuri pentru cei care vor veni în zilele următoare în această galerie atât de elegantă, unde ca într-o galerie personală a regelui Spaniei se află foarte mult. Nu mai mult decât ar fi trebuit, dar se află mult. Se află mult, așa cum arătau acele galerii, cu pereții până sus cu lucrări. Regele Spaniei avea pictori în Olanda, regele Spaniei avea pictori în Belgia, avea pictori în sudul Italiei, la Napoli. Și atunci galeriile sale private, galeriile sale personale, arătau cam ca această galerie elegantă din orașul Piatra Neamț. Aceasta a fost impresia atunci când am ajuns, când am intrat aici. În afară de tematicile care sunt apropiate de pictura despre care tocmai am vorbit, și așezarea, și panotarea m-a trimis la acest lucru. Există câteva motive care apar cu recurență în pictura lui Mihai Nichita Burculeț. Drumul, de exemplu. Un drum care
după 70 de ani, pictorul poate pierde unde vrea el. Drumul poate să meargă dintr-o lucrare în alta. Drumul pe care se deschide în fața dumneavoastră, privitorilor. Drumul ca o scenă pe care dumneavoastră sunteți actorii. Un alt motiv important este fereastra. Acum mai mulți ani am fost aici la dumneavoastră cu o expoziție care vorbea tot despre ferestre. Era expoziția lui Aurel Stanciu. Iacăt, după ani, un pictor tot de la Bacău vine și vă arată un alt fel de ferestre. Dacă ferestrele lui Aurel Stanciu ocupau întregul câmp al picturii, întregul câmp al tabloului, pentru Mihai Nechita, fereastra nu este altceva decât o mică parte din întreg, dar o parte suficient de transparentă, suficient de primitoare, suficient de ospitalieră, încât să puteți să vă oglindiți în ea. Ferestrele lui sunt mereu nici deschise și niciodată închise. Pentru asta seamănă cumva cu cortinele de la teatru. La dumneavoastră, la Piatra Neamț, cuvântul teatru are cu totul altă rezonanță decât pentru orice alt român. Nu există un teatru la fel de bun precum teatrul tineretului, un teatru la fel de bun pentru tineri precum teatrul tineretului de la Piatra Neamț. Mai este la fel de bun? Sigur că este la fel de bun. Atunci nu pot decât să mă simt bine în această expoziție și vă invit pe dumneavoastră să aveți același simțământ al bucuriei. Pictorul la 70 de ani nu mai pictează ca să mai construiască mult înainte. Nu mai construiește decât să facă mărturisiri. Cred că la 70 de ani nu poți decât să mărturisești, să spui tot ce ai acumulat, tot ce știi și tot ce poți să dai. Este o expoziție dar. Această expoziție făcută după 70 de ani. O expoziție dar în care poți să-ți reamintești de tinerețe, în care poți să-ți reamintești de maturitate. O maturitate în care tu ai putut să faci aproape tot ce ai vrut. Pentru că pictura asta de atelier și această expoziție este o expoziție de atelier și vă invit să aveți și acest detaliu în minte când vedeți această expoziție. E parcă un atelier deschis înspre noi. Pentru că tipul ăsta de pictură intimist este propriu spațiilor închise. Seamănă mai mult această galerie în acest moment cu un atelier decât cu o galerie de artă. Și pentru că a reușit să vină aici la Piatra Neamț un atelier de la Târgu Ocna, acolo unde șușotește și șropotește trotușul, vă invit să vă bucurați, să simțiți tot ce vă poate dărui culoarea, pentru că e un pictor, Mihai Nechita Burculeț, care știe să-și construiască vecinătăți. Vecinătăți prietenoase. Vecinătăți niciodată deranjante. Asta știe la 70 de ani mai mult decât știa în tinerețe. Să fie prietenos cu cei care îi privesc. Să nu mai șocheze. Nu mai are nevoie de șoc, nu mai are nevoie de răcnet, nu mai are nevoie de țipăt. Este o expoziție prietenoasă. Prietenia aceasta, iubirea aceasta, dacă vreți, iubirea aceasta de tip platonic, vă invit să o simțiți atunci când veți vedea în liniște această expoziție cu titluri. Această expoziție cu titluri, această expoziție cu un orizont special, această expoziție cu ferestre, această expoziție cu drumuri care duc înspre nu știm unde, poate înspre interiorul sufletului pictorului, această expoziție în care naturile statice sunt ca în pictura lui Arcimboldo, vedeți, la 70 de ani, pictorul poate să semene cu oricine din întreaga istorie a artelor și să fie în continuare el însuși, pentru că are suficiente diferențe specifice. Poate să semene cu Salvador Dalí, poate să semene cu Vermeer, olandezul, poate să semene cu Velázquez, cu acel principe al picturii. Și poate să semene mai mult decât cu aceștia pe care i-am enumerat, cu dealul acela pe care îl are în fața ochilor mereu, cu dealul care se numește Măgura Ocnei, un deal pe care îl respectă și un deal cu care probabil pictorul în fiecare zi comunică și îi spune de dimineață, bună dimineața. Iar eu acum vă spun, pentru că e seară, bună seara și vă mulțumesc. Sigur că, în mod fatal, prietenul nostru Băcăon a spus câteva lucruri fundamentale peste care nu pot trece, oricât aș dori să nu îl repet și să nu mă repet. Adică câteva filiații clare, cum e celebra mustața lui Dalí,
în autoportretul său, deci vizibilă, sau, dacă vrem, pretextele de la care pleacă. Pentru că, de fapt, aici avem de-a face cu un arhetip pictural foarte clar, în care engramele pot să se numească firmir, cum îi spun olandezii, Vermeer, cum îi spunem noi, sau Velázquez, dar poate foarte bine și un Goya, iată acolo un gralator care și-a pierdut bețele pe care mergea și pare că plutește, sau, dacă vreți, într-o lucrare foarte frumoasă, Goya, nu? Iată un René Magritte care are acel celebru bolovan care devine o lume și acolo găsim exact același lucru, dar umanizat, personalizat și vreți mereu cu această măgură de care vorbim, care îndrăzește, devenind o obsesie, precum dealurile Berna sau, deci mereu reluat. Dar pentru că s-au făcut unele trimiteri și când s-a vorbit de Ștefan Potop, câțiva dintre noi am zâmbit, eu nu, îi unește acea ironie fină care privește realitatea ca pe un punct de plecare și, evident, imaginarul, fantezia are dreptul său la cetate. Și, într-adevăr, mare parte din pictura lui Potop, dincolo de remarcabile portrete, este o pictură ironică, chiar în autoportretele sale. Poate putem ajunge chiar la Reșița, unde găsim un Gustav Klimka și acel dovleac care se personalizează, are ceva de pictură naivă. Putem să întâlnim lumea lui Piroșmanvili sau lui Chagall, cu acele păsări care devin femei și se rotesc într-un stol, dar până la urmă există acea fereastră de care se vorbea, dar care este categoric fereastra sufletului. Și foarte interesant că de fiecare dată pictorul simte nevoia să polemizeze. Mie, de pildă, acea fereastră pe care o pune și care, sigur, aparține unei biserici, seamănă cu acea fereastră a sufletului pe care românii o pun în cenotaf, care îi permit mortului să vadă din subterane ce se mai întâmplă cu noi. Sigur, fiecare motiv, fiecare obiect este independent și nu trebuie luat ca atare. Deci se pleacă dintr-o monstruoasă realitate pentru a se ajunge într-un imaginar convenabil. Uitați-vă de pildă la aceste mere, care devin din mere sfere și plutesc. Ceea ce, evident, nu ar fi posibil decât într-o navă cosmică care ar învinge imponderabilitatea. Acum, un lucru interesant. Se spune că fiecare dintre noi suntem guvernați de o cifră. Și m-am întrebat, firesc, care ar fi cifra lui Mihai Nechita Burculeț. Și cred că m-am oprit bine la cum? Da, la cifra 7. Și am să aduc câteva argumente și, sigur, dumneavoastră puteți completa sau nu ceea ce spune. În primul rând, s-a născut pe 5-a 2-a, deci 5 plus 2 e 7, 1949. 49 e pătratul lui 7. Deci, ca naștere, iată, de 3 ori 7. Adică triunghiul care asigură stabilitatea și cei de 3-7 care asigură, cum să spun, inițierea, pentru că, evident, 7 e cifra inițierii. Sigur că suntem patronați. El termină facultatea în 1977, iarăși, de 2 ori 7.
când realizează o natură statică cu un zar, evident, zarul va avea 4, 2, 1, suma lor fiind tot 7. Deci putem continua la infinit și vedem că nu scăpăm de asemenea cifre. Sigur, ne interesează până la urmă semnificația lor. Evident, 7 fiind una dintre cele mai generoase cifre, fiind pe de o parte 4 plus 3, adică treimea, triunghiul, triada, treimea, deci și pătratul care iarăși este perfect, așa cum ni se spune și din cabală. Deci 3 plus 4, 7. Și simbolistica cifrei 7 o găsiți peste tot. Prietenul nostru Băcăvan spunea despre titluri. Și nu-mi place să fac trimiteri la cărți sau la alte opere, dar mă simt de data asta nevoit să o fac. Există o lucrare, din păcate mai puțin cunoscută, se numește Modele și exemple a lui Marian Popa, și acolo este un capitol întreg care vorbește despre titluri. Ce înseamnă titlu, ce confirm în raport, evident, cu opera și cu autorul. Ei, eu aș spune că dacă Marian Popa ar fi aici, ar zâmbi, ar fi foarte satisfăcut, pentru că teoria lui asupra titlurilor s-ar găsi foarte bine exprimată în aceste lucrări. Sigur, atunci când e vorba de creația unui artist, trebuie să găsești o unitate în diversitate, așa cum s-a spus. Nu le putem grupa. Ar fi o erezie să încerci să grupezi portrete, naturi statice, peisaje sau ceva. Asta ar fi ceva care, mă rog, mult prea didactic și neconvingător. Dar să vedem în ce măsură maestrii săi pe care i-a avut la Iași, pentru că el este totuși ieșan și iată o altă întâmplare, trebuia să fie din comuna Bălțați. Și sigur, Bălțat ne duce la ideea de pată de culoare și așa mai departe. De fapt, din satul Sârca, dacă nu mă... Nu? Așa. Și i-a avut ca mentor și pe Hatmanul, din care ia foarte bine spiritul acesta ludic și ironic, dar și gravitatea unui portret pe care îl are de la Victor Mihelescu Craiu, de la care se simte o influență în paginație, în compoziție, în modul în care așează foarte bine obiectele. O spun în cunoștință de cauză, pentru că sunt rudă cu el și am câteva lucrări ale lui și chiar dacă nu par foarte spectaculoase, ele sunt cu adevărat profunde. În rest, ce pot să spun? Nevoia de ascensional. S-a vorbit de drum, așa este. Dar acest drum, iată, începe cu spirala care este specifică întregului univers și la sfârșit avem scara. Că este scara lui Iacob, că poate e arborele lui Elisei, n-are nicio importanță, până la urmă și Biblia poate fi ușor decodată. Sau un alt drum, încercam să spun, cel care ne amintește de Magritte. Personajele sale plutesc. Aș spune chiar că aerul a devenit lichid ca și pământul și, de fapt, se produce o separație. Nu mai avem cele patru elemente. Avem unul singur, dar cu răsfrângeri. Adică, în loc de apă, foc, pământ și aer, avem un singur element pe care el distribuie generos și, uneori, capătă răsfrângeri de lumină, pentru că, totuși, dominanta mi se pare lumina și nu întunericul, nu jocul de umbre, deși de la maestrii olandezi a luat mult din această știință a clarobscurului, a luminării
a venirii luminii din întuneric. Dar, până la urmă, așa cum observa cineva, lumina nu lasă umbre. Și nelăsând umbre, este întreagă, este plenară. E lecția lui Vermeer, e lecția lui, dacă vreți, a lui Chagall și a altora. Oricum, așa cum s-a subliniat, avem de a face cu un pictor de o profundă originalitate, aflat la vârsta când are dezlegare de la Dumnezeu să intre în rândul sfinților, așa se spune despre cei care au împlinit 70 de ani, că intră în această sferă. Deci este un prea fericit, evident nu în sensul religios, ci metafizic, și atunci poate, într-adevăr, să îmbucure, cum spunea cineva, și publicul din Piatra Neamț și din Târgu Ocna și din Bacău. Iată, înțeleg că va merge mai departe la Iași, la Dej, a mai fost la... Deci numai cu imaginile. Da. Deci, oricum, e vorba de un pictor harnic. Asta nu trebuie să deranjeze, dimpotrivă, toți pictorii mari au fost harnici, iar undeva el dialoguează cu cele mai alese spirite românești și străine. Iată un personaj care, cel puțin mie, și prin cromatică și prin poziționare, mi-aduce aminte de personajele lui Corneliu Baba sau altele. Deci, cum? Să mai ia și de acolo. Da, da. Deci, îi mulțumesc numele petrenilor pentru că a venit la noi. Țin minte că acum 6 ani, pe 15 ianuarie, Ștefan Potop, lăudând acea expoziție de atunci, spunea că e de bun augur și că tot anul vor veni expoziții care vor curge frumos la nivelul acesta, dacă am reținut bine spusele domniei sale. Deci, încă o dată, Mihai, felicitări, să ai viață lungă, putere de creație ai, inspirație ai și nu-ți rămâne decât să faci ceea ce știi cel mai bine, să pictezi. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! De fapt, eu am 72 de ani. 72. Uite că s-a întâmplat toată povestea. Nouă spirala, nu? Da. Ce-a venit în univers. 72, da? Venim și pe acolo. Eu ce vreau să vă spun, că mulțumesc tare mult acestei galerii, are domnul profesor Potop, și de la muzeu am înțeles că ne despre povestea aceasta. Chiar mulțumesc și pentru cele 2 săptămâni care vor, cred că vor intra lumea prin galerie, cu cumva. Sigur, cu siguranță. Cam asta vreau să ne spun. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc.